Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Premierul Pavel Filip se va întâlni astăzi la Kiev cu omologul său ucrainian Volodymyr Groisman și cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Oficialii vor aborda mai multe subiecte de interes reciproc, printre care protejarea ecosistemului râului Nistru și intensificarea relațiilor comerciale-economice. Apa Canal Chișinău a suportat pierderi de 10 milioane de lei din epurarea deșeurilor industriale provenite de la fabrica de alcool de pe strada Muncești, sursa mirosului urât din oraș. Aceasta este concluzia unui raport al Inspecției Financiare care a verificat activitatea întreprinderii. Mare grijă la apa pe care o consumați. Medicii atenționează că apa din fântânile și izvoarele din capitală și suburbii este plină de nitrați. Cele mai afectate sunt localitățile Ciorescu, Sângera, Budești, dar și Bubuieci. Din cauza apei care nu corespunde calității necesare, în fiecare an peste 20 de oameni din comuna Bubuieci sunt diagnosticați cu cancer. Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuit din orașul Durtlești, din municipiul Chișinău. Flacăra s-a aprins într-un apartament de la etajul 3. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Proprietarul, care se afla singur în casă, a alertat imediat pompierii. Cele mai generoase salarii minime din Europa continuă să le primească și în acest an angajații din Luxemburg. La polul opus se află lucrătorii din Bulgaria. Datele se regăsesc într-un raport al Eurostat publicat recent. Mii de oameni au ieșit ieri seară în Piața Victoriei din București pentru a 13-a zi la rând. Aceștia au cerut repetat demisia guvernului și au format un drapel uriaș. Oamenii au ridicat foi de hârtie în culorile tricolorului și le-au luminat cu blițurile telefoanelor. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.